Aflându-ne la un nivel înalt de dezvoltare tehnologică, ne-ar plăcea foarte mult să fim capabili să răspundem la orice întrebare. Cu siguranță, tehnologiile moderne ne-au plasat mult înainte pe scara evoluției și ne-au ajutat la descoperirea tainelor trecutului, însă lumea în care locuim încă este plină de mistere. De la vechile tehnologii folosite de strămoșii noștri, dar care cu siguranță erau prea moderne pentru timpul lor, până la mormintele imperiale în care nici până azi nu putem pătrunde. Toate acestea rămân a fi o taină pentru noi. Din fericire, dezvoltarea tehnologică nu stă pe loc și pe zi ce trece devenim tot mai competenți. Puțină răbdare și descoperim lumea integral. Deci sunteți gata pentru un nou episod cu descoperiri impresionante și șocante? Eu zic că nu, pentru că de data asta chiar am să vă prezint niște lucruri absolut inexplicabile de savanți. Nu uita să te abonezi și nu uita să apeși pe butonul de like și de asemenea nu uita să-mi răspunzi și la următoarea întrebare. Ție care ți s-a părut evident cea mai neobișnuită sau șocantă sau cum vrei tu să-i spui descoperire prezentată în clipul de astăzi. Aceste ruine au fost descoperite în anul 1984, în apele de pe malul Israelului. Ruinele Atlit Yam sunt de fapt o așezare neolitică veche, care a fost complet scufundată. Majoritatea construcțiilor din acest sătuc s-au păstrat foarte bine până astăzi, iar în unele dintre ele chiar au fost descoperite schelete de oameni, inclusiv rămășițele unei mame și a pruncului ei. Rezultatele cercetătorilor au arătat că toți acești oameni au murit de tuberculoză. Însă, cum a ajuns acest sătuc sub apă este o întrebare la care încă nu se știe răspunsul. Savanții presupun că motivul ar putea fi un imens val de tsunami provocat de explozia vulcanului Etna. Regele Șobolan este numită o adunătură de șobolani ale căror cozi sunt încălcite într-un singur nod. Aceste adunături arată dezgustător și înfiorător, însă pentru savanțele reprezintă un adevărat interes. Ei nu pot explica de ce și pentru ce aceste rozătoare se ghemuiau între ele. Unii savanți presupun că acest fenomen este doar o glumă omenească, cu toate că sunt savanți care cred în motive mai realistice, precum că șobolanii se ghemuiau între ei în cele mai reci zile pentru a se putea încălzi, iar cozile acestora se încălzeau din cauza substanțelor cleioase pe care le eliminau. Mulți numesc acest dispozitiv un calculator grecesc antic, adus pe pământ de extraterestri. Mecanismul Antikythera a fost găsit printre rămășițile unei corăbii de pe fundul mării în 1900. Acesta era folosit pentru a calcula deplasarea soarelui, lunii și altor corpuri cerești. Se presupune că el a fost creat de strămoșii noștri cu aproximativ 100 de ani înainte de Hristos și acest fapt este bizar, deoarece aparate asemănătoare au fost inventate abia cu 1000 de ani mai târziu după apariția Antichiterei. Savanții încă nu au reușit să înțeleagă cine și cum a creat acest mecanism de calcul complicat. Cultura Ubaid se referă la Mesopotamia anilor 4000 înainte de Hristos și descoperirile de această zonă par a fi prea moderne pentru oamenii acelor timpuri. Dintre toate artefactele găsite, cele mai enigmatice pentru savanți par a fi statuile sub forma unor oameni șopârle. Toate aceste sculpturi, fără îndoială, reamintesc figura omului cu cap de șopârlă, însă cine le-a servit ca prototip încă este de neînțeles. Unii spun că aceste figurini înfățișau zeii mesopotamienilor, însă savanții exclud această ipoteză deoarece ele diferă foarte mult de artefactele ceremoniale obișnuite găsite pe acele teritorii. Piatra Meredith a fost găsită în anul 1872 de niște simpli constructori care lucrau pentru un antreprenor american, numit Seneca Led. Această relicvă din cuarț are forma unui ou pe care a fost zugrăvit fața unui american nativ. Se crede că relicva cândva aparținea americanilor nativi, însă nimeni încă nu a putut explica scopul și originea acesteia. Relicve asemănătoare au mai fost descoperite în alte părți ale lumii, însă pentru America de Nord această descoperire este prima. Cum este posibil ca oamenii antici să fi cioplit niște figurine atât de ideale după formă dintr-o bucată de piatră atât de dură
ca quartzul. Și găurile cilindrice, la ce folosesc? Se presupune că aceste ouă cândva au fost un singur întreg și serveau ca componenta unui instrument de muncă. Cu toate acestea, dovezi care ar demonstra această opinie nu există. Piatra misterioasă continuă să-și păstreze taina, însă mereu este speranță că în viitoare expediții savanții vor afla adevărul. Mormântul primului împărat chinez al dinastiei Qin a fost descoperit în anul 1974 de niște simpli țărani și a devenit în scurt timp o adevărată senzație pentru întreaga lume. Arhicunoscută armată de teracotă a fost găsită nu departe de mormântul împăratului Xi Shi Huang, care de asemenea se află sub pământ în interiorul unui ideal imens. Însă conținutul acestei săli este încă o taină, deoarece autoritățile chineze refuză să le atingă atâta timp cât nu există tehnologii destul de avansate care ar permite o cercetare delicată. De asemenea, chinezii consideră că este foarte periculos să sapi în acest loc, deoarece, după datele unor documente, în interiorul mormântului curge un râu de mercur, iar expertiza solului de această zonă în mare parte dovedește acest fapt. Până în prezent, mormântul rămâne necercetat și nu se știe când savanții vor obține permisiunea de a-l studia. Acest artefact a fost descoperit la începutul secolului 20 de către Hermann Hilprecht. Lista regilor sumerieni este o tablă antică care până în prezent macină mințile savanților. Tabla are aproape 4000 de ani și pe ea sunt scrise numele nu doar a regilor care au existat la sumerieni, dar și a celor considerați personaje mitice. Manuscrisul este foarte detaliat și cercetătorii nu pot înțelege cu ce scop au fost incluse în cronici și personaje fabuloase. Una din explicații este că regii cu statut mitic au existat cândva în realitate, iar puterile supranaturale naturale li s-au atribuit pentru a-i preamări. De asemenea, savanții au descoperit o legătură între cronicile sumerienii și Biblie. Unii cred că artefactul dovedește legătura oamenilor antici cu extraterestrii. Aceste săbi au fost găsite în nordul Europei și s-a constatat că au fost create în secolele 9 și 11. Sunt aproape 170 la număr și toate sunt gravate cu inscripția Verbeck. Săbile sunt foarte bine favorite și acest fapt îi aduce pe savanți în eroare. Ei nu pot înțelege cum oamenii secolelor 9-11 au fost capabili să creeze o compoziție de metal pentru prima dată obținută în perioada prevoluției industriale din secolele 18-19. Aceste săbi erau atât de dure și rare încât cu siguranță erau folosite doar de cei mai iscusiți luptători. Giulgiul din Torino este o pânză de in de 4 metri cu care cândva a fost învelit un trup. Imaginea de pe pânză prezintă un om crucificat. Creștinii o consideră o relicvă, giulgiul în care ar fi fost învelit Isus. Însă oamenii de știință au dovedit că giulgiul a fost confecționat aproximativ în 1260 înainte de Hristos, adică acesta nu poate avea nicio legătură cu Isus. Totuși, credincioșii consideră că savanții nu au dreptate. Giulgiul din Torino a devenit unul din cele mai populare relicve creștine. Artefactul este păstrat în Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul și este expus la vederea publicului. Cam atât a fost, dragilor, și în acest material. Sper că v-a plăcut foarte mult. Dacă da, nu uitați să vă abonați și nu uitați să apăsați butonul de like. Ție care ți s-a părut cea mai ciudată descoperire prezentată chiar în acest clip? Îți aștept răspunsul în comentarii și nu uita că mă găsiți și pe alte platforme. Aveți tot în descriere, ne vom zic cu alte episoade și, evident, mult succes în tot ceea ce faceți.